Salutare, bună seara, prieteni! Aloha! Aloha tuturor! Noroc Petru Balica, noroc Dan Mereacre, noroc Vasile Zdorovețchi, noroc Sergiu Marenchi. Parcă este sunet, dă să-i dau un share și pe profilul personal. Excuse my vanity. Dar cum o să faci? Specialist! Hai! Am înțeles de ce noi așa de ușor îmi scrie Nata să ascund sticla de apă din cadru. Că plastic sau ce? Dar eu o refiluiesc, asta e o sticlă de anul trecut. Doamne, și... Dar ce nu vă place? Dar ce vreți să vă arăt? Vă să vă arăt asta? Am prins o scrisoare de la biserică, apropo. Dacă tot, share donații la mine, biserica de la noi de raion, share donații. Povestesc ce a făcut anul trecut cu donațiile oamenilor. Și am un share donații. E, de asta e alt subiect. Am uși, prieteni, că durează asta, olec. Ok, asta este. Hai, eu să am live-ul cu întrebări și comentarii aici, dacă îmi permiteți. Of, Nata, zici că sustragi atenția. Ia chiar să văd cât de tare să vă sustragă atenția. Dar așa, așa e ca clepsidra cât a scură, să vă sustragă, sustrage atenția. Bună seara, bună seara, prieteni, bun găsit la această ediție live, așa cum am îndrăznit să fac în 2018, când credeam că au loc alegeri și după alegeri o să aibă loc validări și credeam că, băi, au pus plaha mâna pe tăt, dar chiar pe alegeri, unicul instrument democratic. Și am zis că s-au întâmplat alegerile pe mușturul 2 și că Năstase a fost declarat învingător, Năstase pune public o poză, mii de like-uri, lumea îl felicită, dar există oameni ca Berdilo și de-al de Clima, de-al de Druță și alți judecători imeriți, cu mantia, curăței la suflet și pe din afară, mai puțin curăței pe sticlișoare de la ceasul acela de 4.000 de euro pe mâna lor. Nu, o adunat omul 2 ani, o adunat judecătorul 2 ani din salariu și o cumpărați ceas. Nu, ce vreți voi? O vândut un mecanism din ceas de 500 de euro și o cumpărat Porsche. Așa costă Porsche în Moldova. Să uite, întâlăi, n-ați ajuns în viață, nu cunoașteți. Învățați cum să faci schemele. Zilele astea citisem o știre despre șefa Comisiei Europene, o nemțoaică. O primit job la Comisia Europeană și odată acolo salariu, una alta și îi dă, nu de urne, dar un fel de compensații de la lucru, 100.000 de euro pentru housing. Ca să-și caute cazare la Bruxelles, acolo unde e jobul ei. Că s-a mutat la Berlin, la Bruxelles, 100.000 de euro i-a dat pe an. Și a zis, băieți, eu n-am nevoie de tare mult, eu am nevoie de 25 de metri pătrați, de loc de trai. Hai să amenajăm spațiul ăsta de trai chiar aici unde eu lucrez, la Comisia Europeană, în clădirea asta. A, da? Hai, fără probleme. Nu știi lumea să învețe de la moldoveni cum să se descurce în viață. Astăzi, prieteni, vreau să vă invit la această transmisiune live, nu doar cu ochii și cu auzul, dar și cu mâinile. Tare m-aș bucura să-i dați un share, să ne vadă, să ne audă mai multă lume. Astăzi vreau să discut cu Victor Chironda. Îl vedeți? L-am pus așa într-o parte. Îl vedeți? Victor Chironda. Urbanist, extremist, dacă se poate spus așa, candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău, primar general, asta așa se cheamă. Victor Matenca deja își conectează și microfonul. Victor este gata să intre cu noi live. Hai să trecem la Victor să avem o discuție cu el. Întrebări noi am primit în postarea de ieri, de azi dimineața, de fapt la mine chiar era ieri. Victor, tu de-am te auzi, dar încă nu de vezi, stai o leacă. O să ajungem și la ieri puțin mai târziu. Întrebări pot veni chiar acum în cadrul acestui live. Tare m-aș bucura să fiți cât mai activ, cât mai cu pulsul, cum s-ar zice, pe ce se întâmplă și ce se discută. Hai să încercăm să trecem la Victor. Așadar, ne vedem, ne auzim amândoi. Să-i vede ferestruica asta cu... Ok, noroc, Victor Chironda, bună seara! Salut și bună seara, bine v-am găsit! Noroc. Noi o să îndrăznim să ne tutuim. E ok așa? Mai întâi te întreb pe tine, Victor. Eu sunt ok. Mă rog, noi suntem cam de vârstă. Așa. Cam, da. Barba îți impune mai mult autoritate, fii de acord. Eu încă mai am, cum să-ți zici. Dar eu sunt mai mulți copii, Victor, știi? Care și cu și...
Așa e, așa e. Care își cuși CV vine în acest interviu? Victor Chironda candidează la funcția de primar general, nu de unul singur, dar cu o echipă de consilieri. Vedeți în spatele lui un simbol, F9. F9, mă tinc F8, mă tinc că e conferința la Facebook, dar F9 e forța nouă. Victor Chironda candidează cu acest simbol, cu acest nume, oportunități, cu ce scrie mai departe, cu confort? Confort și siguranță. Și siguranță, exact. Da, dacă scoatem oportunități și siguranță, ies confort, dar confort, asta e fabrică de mobilă, dar dacă e oportunități, confort și siguranță, asta e Victor Chironda. Bună seara, Victor! Spune-ne, te rog frumos, ce crezi despre ce azi se întâmplă în domeniul juridic? O temă total departată, într-un fel de primărie Chișinău, dar totuși, pe ultima sută de metri înainte de interviu cu tine, eu azi pe bune stăteam și mă întrebam, eu și o să discut cu oamenii ăștia, ce se întâmplă? S-a validat mandatul primarului din 2018, Andrei Năstase, și a fost readmis într-un fel sau admis într-un final domnul Codreanu în cursa electorală. Tu, ca un candidat în această cursă electorală, și simți? Ce se întâmplă? Tu nu te temi că e ca după 20 octombrie tu n-ai să înțelegi ce se întâmplă? Tu poți să câștigi alegerile pe 20 octombrie și un judecător, un clima să spună nu ne-a plăcut, nu ne-a plăcut F9. Așa e, bă, adevărat. Eu cred că ce se întâmplă acum și s-a întâmplat astăzi, s-a întâmplat anul trecut, nu ține atât de domeniul juridic cât de cel politic, este încă un exemplu ca de fiecare dată când oamenii în acest oraș încearcă să-și decidă soarta, viața lor, de fiecare dată politicul de la centru intervine prin diferite metode, mai ales prin așa zisă justiție, ca să schimbe ceea ce au decis chișinăuienii sau cel puțin ca să împiedice ceea ce au vrut ei să facă. Așa s-a întâmplat și în 2015, când am vrut noi să inițiem acel referendum. Deci pur și simplu ne-a fost anulat dreptul de a organiza un grup de inițiativă, nu referendumul propriu zis. Noi am vrut un grup de oameni să ne organizăm. Și prin decizia Curții de Apel Bălți, acest grup a fost lichidat. Sau cel puțin nu ni s-a permis organizarea acestui grup. Avem de față încălcări de care vrei și a drepturilor omului și a dreptului de a fi ales. Acum, ceea ce s-a întâmplat astăzi în genere, nu știu în ce poate fi încadrat, pentru că, de fapt, avem așa o situație în care nimeni cred că nu înțelege ce se întâmplă și care este statutul juridic a situației respective. Okay, tu ce înțelegi? Sigur că doi ani de zile n-am avut primar și acum brusc am început să-l avem cu o săptămână înainte de alegeri. Eu nu o să mă mir deloc dacă aceste alegeri în genere vor fi anulate. Tu ce crezi? Cine are de câștigat din asta? Nu știu să-ți spun cine are de câștigat. Eu nu sunt analist politic, nu pot să fac analize de chestii de astea care se întâmplă la noi. După mine este o chestiune care trebuie să-i pună în gardă pe cetățeni, mai ales pe chișinăuieni, să înțeleagă că politicul de la nivel central prea mult interferează și influențează ceea ce se întâmplă în oraș. În loc orășenii să-și caute ca orice alt oraș sau localitate din țara asta să-și caute de treburile lor locale, să-și decidă problemele la nivel local și să-și aleagă oamenii la nivel local, iată că avem un exemplu, două de fapt exemple azi, când justiția face salturi de astea peste cap la 380 de grade, cum spunea recent un politic, și ne întoarcem, adică ne punem într-o situație încă mai complicată decât era până acum. Eu nu știu care o să fie repercusiunile și ce o să se întâmple mai departe, chiar nu-mi dau seama. Din câte înțeleg, buletinele de vot deja au fost date la tipar, urmează a fi probabil retrase ca să fie înscris Ruslan Codreanu, după care deja care e statutul lui Andrei Năstase în genere, nu mai este clar acum, el ori este primar, ori este ministru, ori este candidat. Nu, el fiind candidat, îi se anulează mandatul de primar, nu? Din câte poți să candidezi dacă îți dai demisia. Așa funcționează lucrurile, nu? Deci, în mod normal, înainte de alegeri, mandatul primarului, mandatul tuturor aleșilor locali precedenți a expirat la 15 iunie, îmi pare. Deci atunci când au fost alegerile locale în anul 2015. Aha. Atunci a expirat mandatele tuturor aleșilor locali din țara asta, ei nu mai aveau dreptul să semneze nimic.
Dar prin decizii de Parlament, data alegerilor a fost amânată pentru 20 octombrie și asta le-a prelungit direct deci atribuțiile, mandatul acestor aleși locali. Ce se întâmplă la primăria Chișinău nu este clar, pentru că până acum am avut un vacuum de putere acolo, nu exista primar general ales. Acum iată că el există brusc, cred că mâine deja o să fie mai clar ce să fie. Dar sincer, nu văd sub nicio formă cum asta îmbunătățește sau afectează pozitiv viața orășenilor și a Chișinău. Oamenilor de munci. Victor, ai spus că nu ești analist politic, dar nu poate să treacă pe lângă tine asemenea noutăți și eu mă întreb, într-o țară în care până acum nu de mult lumea vorbea că cel mai important omul cheie este procurorul și cine are procurorul în buzunar, acela hotărăște tot. Și era destul de evident asta, până nu de mult, într-un fel, lumea s-a prins că dacă procurorul emite mandate de arest sau cum se mai cheamă, există masa judecătorilor pe care multe alte lucruri se pot decide sau indecide. Tu, deși om cu educație în vest, vrei să vii să lucrezi într-o asemenea țară? Deși tu vrei să devii primar într-o asemenea țară? E că tu astea puși să lupți. Dreptul meu. Deci alegerea mea a fost să revin acasă și să trăiesc aici. Asta a fost decizia mea după ce mi-am făcut studiile în Europa. 2 ani am stat acolo, am avut oferte de să rămân, să lucrez. Am decis că vreau să vin acasă, să încerc să fac ceva. Probabil era valul acela de oameni care, sau de valul acela când oamenii au decis că uite, trebuie să ne luăm țara înapoi, trebuie să facem ceva. Atunci am decis eu să revin acasă să încerc. Da, am lucrat un an de zile într-un proiect în care am încercat să ajutăm primăria din interior. Am încercat să oameni pe funcționare care stau acolo să îi împingem, să ia niște decizii corecte, să adopte niște principii de dezvoltare urbană modernă. Asta acum în 2018. Aha, ok. Și cum a fost dialogul cu primăria? Foarte greu. Să spun sincer, eu am înțeles deja de ce partenerii de dezvoltare, finanțatorii, nu vroiau să lucreze până acum cu primăria Chișinău. Dacă oricare altă primărie vine la ei, nu știu, UNDP-ul, USAID-ul sau alte organizații de genul ăsta care finanțează proiecte și le spune haideți să vă ajutăm, ei se implică și acceptă asta cu bucurie. În primăria Chișinău, ca să faci ceva, trebuie să îmbli din urma lor și să-i tragi de pantaloni și să-i bați la ușă și să-i bați la cap. Hai, vă rugăm să facem 1, 2, 3, 4. Vă dăm bani, vă dăm expertiză, vă contractăm oameni care cep. Haideți să facem ceva, nici de cum nu se primește. Pentru că există o serie de procese pe care ei acolo le mozolesc an de an. Ei nu le place când cineva intervine în ceea ce fac ei și încearcă să le schimbe optica sau să îi învețe, Doamne ferește, să facă lucrurile altfel. Deci, din partea lor, e ceva de genul dați-ne pace, nu interveniți, noi știm ce facem și ne descurcăm de minune. Și de asta eu am decis că și am înțeles că din interior, adică din exterior, este aproape imposibil să schimb ceva în primărie. Și am decis împreună cu colegii, împreună cu alți activiști civici, să ne implicăm din interior, să vedem ce putem face de acolo. De ce să umblăm noi de urmă la niște nieni care nu le pasă de problemele orașului, dacă noi putem să venim noi acolo și să încercăm să facem exact ceea ce am făcut până, da, din afară, în calitate de activiști civici, în calitate de ONG-iști, în calitate de oameni cu inițiativă, proiecte de trotuare, proiecte de amenajare de spații publice, proiecte de ecologice și așa mai departe. De ce să nu venim cu această experiență și cu această dorință de a schimba lucrurile în interior, Victor, în primăria și Consiliul Municipal Chișinău? Și de asta am decis să candidăm, am găsit acest format, am mers la această colaborare cu Partidul Mișcare Social-Politică Forța Nouă, am acceptat să candidăm ca și neafiliați politici din partea acestei mișcări, ca să putem să ne voteze cetățenii până la urmă. Apropo de afiliere, neafiliere politică, tu ai mai avut consultări, discuții cu alte partide? Ți-au propus cumva, nu știu, blocul? Am avut o serie de discuții cu alte partide, mai mari, mai mici, mai bogate, mai sărace. Unica noastră condiție... Blocul acum ți-a propus să candidezi pentru ei? Cine? Blocul acum ți-a propus să candidezi pentru ei? Sau ei aveau asta? Nu am avut așa propunere, nu am avut sub nicio formă o astfel de propunere, deși poate aș fi fost bucuros să o discutăm.
Okay. Eu ce nu s-ar vorbi în spațiu public, minim au acuzat lumea, crezi cu socialiștii, crezi cu Plahotniuc, crezi cu Moș Crăciun. Eu sunt eu și colegii mei sunt colegii mei. Sunt oameni despre care toată lumea știe ce fac, ce se ocupă și ce au făcut până acum. Eu sincer simpatizez blocul acum și guvernul nou și tot ceea ce vor să facă ei. Din păcate, în această campanie nu am avut din partea lor nicio ofertă, dar dincolo de asta eu nu căutam să fiu invitat nicăieri, pentru că eu întotdeauna am făcut ceea ce am considerat eu necesar să fac. Și decât să amestec societatea civilă cu politicul, pentru că eu am fost în partide, știu cum lucrează partidele din interior, știu în același timp că societatea, deci activiștii din societatea civilă sunt foarte reținuți în ceea ce privește colaborările sau implicările politice. Și de asta am decis să fac iată așa un format în care activiștii civici să nu se simtă politizați, să nu se implice prea mult în politică, dar în același timp să le ofer lor posibilitatea să vină în Consiliul Municipal. Pentru că, de obicei, din partea partidelor vin oameni care nu neapărat sunt răi sau rău intenționați, dar sunt oameni care sunt delegați acolo de partide și nu neapărat întotdeauna înțeleg unde vin, înțeleg ce este orașul, ce trebuie să faci. Adică eu sunt președintele organizației de partide la Buiucani și eu candidez la funcția de consilier municipal. Deși până la altă, iar în genere habar n-aveam ce este Consiliul Municipal. Victor, și lucruri de astea la noi se întâmplă foarte des de fiecare dată în alegeri și din păcate nu dau mare rezultat. Victor, eu am văzut foarte multă lume bucurându-se când tu ai anunțat candidatura ta la primărie. Eu unul te citesc cu regularitate, îmi place și scrii pe blog, erau ca niște, știi, guri de aer proaspăt ceea ce scrie tu, că acasă vă ați spate de avut și așa trotuare. Acasă vă ați spate de avut alea cu mai puține accidente dacă facem un redesign a infrastructurii rutiere și așa mai departe. Cu toate astea, echipa pe care tu aduni, eu am observat și obținut unele comentarii, au primit destul de tăioase comentarii și acute, pentru că veneau din societatea civilă și se băgau în administrația publică. Tu nu crezi că un om foarte bun în societatea civilă, un activist civic, poate să se birocratizeze și o leac să se usuși rădăcina asta de rebel atunci când devine funcționar public? Poate dacă devine funcționar public. Ceea ce facem noi nu, deci lista pentru Consiliul Municipal nu sunt funcționari publici. Consilierii municipali nu sunt, asta trebuie foarte clar să înțeleagă toată lumea. Eu tare vă rog, dacă vreți să înțelegeți măcaroleacă ce se întâmplă și cum lucrează, luați, este așa o lege, se numește legea 436 privind administrația publică locală. E foarte scurtă, e foarte simplu de citit, dar e foarte clar delimitează ce înseamnă un Consiliu Municipal. Încă o dată, legea 436, anume astfel de oameni. Legea 436, administrația publică locală. Da. Această lege, în plus o serie de alte legi, dar asta în special, explică foarte clar ce este Consiliul Municipal sau Consiliul Local și o să înțelegeți că ăștia nu sunt funcționari, ei nu lucrează în fiecare zi, ei nu sunt salarizați. Ei au câteva ședințe pe an în care adoptă decizii importante, strategice pentru oraș, în mod normal. Consilierul municipal nu are salariu? Nu are salariu. Consilierul municipal este plătit per ședință de 8 ore. Dacă ședința este 8 ore, el primește 2000 de lei pentru acele ședințe, dar nu mai mult de 4 ședințe pe lună, respectiv, nu 4, 3 ședințe pe lună, mai mult de 6000 de lei pe lună un consilier municipal nu poate să primească. Da, poate să aibă mai multe ședințe. Poate să aibă mai multe ședințe, dar mai mult de 6000 de lei nu o să primească. Și chestia, dar și nu inventat asta cu 6000 de lei? Eu bănuiesc că este, bun, 6.000 de lei este pentru municipiul Chișinău. Fiecare consiliu local sau municipal are stabilite a lor. Eu cred că aici se plătește cel mai mult, că orașul Chișinău are de unde. Okay. Dar, în mod normal, sunt sume absolut simbolice, care nu încălzesc cu nimic buzunarul unui om sau unei familii. Nu cum, 3 zile pe lună să lucrezi pentru 300 de euro, ok, e decât mică, știi? Dacă nu faci nimic până la acele ședințe și vii doar și ridici mâna de câteva ori, atunci da. Dar dacă te pregătești de aceste ședințe și încerci să înțelegi ce se întâmplă acolo și ce se votează, crede-mă că asta este o muncă destul de mare. Okay. Este o muncă benevolă în folosul societății. Ca să iei
Iată așa arată cel puțin, iată așa e de gros bugetul orașului, municipiului Chișinău. Deci bugetul ăsta în fiecare an se votează de către Consiliul Municipal și el de dorit să fie citit de fiecare consilier. Numai că rar câți consilieri îl citesc cu adevărat și înțeleg ce votează, nu mai vorbesc de alte decizii mai complexe, pentru că acolo pur și simplu de obicei n-ai cu cine vorbi. Victor, asta e problema cea mai mare. Că în Consiliu nimeresc oameni de obicei care au o legătură foarte mică cu orașul sau nu au deloc, urmăresc acolo scopuri personale de partid sau de financiare de care o fi, și anume activiștii civici sunt oamenii cei mai conectați cu problemele orașului și anume ei trebuie să fie în Consiliul Municipal. Și asta nu înseamnă deloc că ei se politizează sau se... cum ai spus, se ofilesc. Își pierd rădăcina de... Ok, da, bun, da. Să zicem. Victor, eu am remarcat printre echipa ta de consilier municipal, l-am remarcat pe un cunoscut prieten comun, Victor Bunescu. Da. Eu, din câte mi-amintesc și din câte nu mă amăjește presa online și biografia dumnealui, el a fost în staff-ul Silviei Radu. A fost purtătorul de cuvânt sau secretarul de presă. Nu este chiar așa, da. El a lucrat în campania Silviei Radu în calitate de consultant pe comunicare. Nu a avut nicio funcție politică, nu a lucrat nici în primărie, nici în staff-ul electoral. Victor, cândva am avut și eu o companie de comunicare în sensul ăsta. Am prestat servicii de promovare. Știi chestia asta, să fii secretar de presă, să spui comunicate, să le spui la oameni cum mai bine să se promoveze, cum să cheltui banii pe Facebook și așa mai departe. Da. Este o consultanță oferită contra bani și eu, din câte îl cunosc pe Victor, el mai, cum să zic, mai degrabă este un activist civic care m-a ajutat foarte mult, inclusiv la Scoarul Cehov, decât un secretar sau de presă. De presă, așa, da. așa se califică în anumite materiale jurnalistice. Tu personal ce crezi despre figura Silviei Radu cât timp a fost ea la primărie? Ce a fost asta? Eu cred că a fost o intenție, sau să zic o tentativă de a prelua puterea în municipiul Chișinău din partea puterii de atunci. Asta este evident. Ca om pe Silvia Radu n-am cunoscut, am avut o singură întâlnire cu domnia sa când am prezentat eu un studiu privind infrastructura pentru biciclete. Mi s-a părut foarte deschisă, foarte cumva bine intenționată, dar nu pot să apreciez în nicio formă deciziile sale. Știi ce mă bucur un singur lucru? Ce a făcut Silvia Radu? A dat afară vreo 4 oameni de-a lui Dorin Chertoacă, dintre cei care aveau rădășini încă de pe anul 2009. Asta era Morgoci de la direcția, de la regia de transport, asta a fost Hăruță de la Spații Vers, Gonte de la direcția locativ-comunală, deci oameni de ăștia, stâlpii de bază a Partidului Liberal în primăria Chișinău, oamenii care au contribuit direct sau indirect, iată, la toată această situație care se întâmplă acum în Chișinău. Pot să-i pun o biere lui Silvia Radu pentru faptul că i-a dat afară într-un final. Dar cine a venit în loc, asta e altă întrebare. Pune jumătate de bere, pentru că în cazul lui Hăruță de la Spicy Verzi, el dă afară, dar după asta se apucă și plantează miliarde de flori. Bun, asta e o altă chestiune. Eu pe acești oameni aveam, cum să zic, supărările mele personale, da? Dar nu personale pe minimul supărat, dar personale și-au bătut joc de acest oraș și de domeniile care le-au fost încredințate într-un hal fără de hal și din cauza lor acum noi nu avem nici spații verzi, nici transport public de calitate, nici o gestiune a fondului locativ. Recent, iată, Consiliul Municipal a primit notificare de la App Canal că trebuie să întoarcă datoriile pentru... care acumulate de acele întreprinderi de gestionare a fondului locativ, fostele JEC-uri, care au fost atât de bine gestionate că au acumulat peste 100 de milioane de lei datorii numai la App Canal. Și acum App Canal îi vrea din buget public să, în calitate de creditor să li se întoarcă. Victor. Termocom și așa mai departe. Fără a te întreba care e părerea ta despre această campanie, dăm voi eu să fiu o leac subiectiv. Eu cred că e destul de searbădă și uscată și neinteresantă această campanie electorală. Eu sper să vină oamenii la vot. Tu ești de acord cu asta, mă bucur.
Dar știi de ce asta ne pare? Pentru că oamenii sunt destul de flămânți de conflict. În mod normal, atunci când vine vorba de o competiție electorală, ladna dezbaterile suscate și nu vine Năstase și Ceban la ele. Dar când vine vorba de competiție electorală, vrei să apară candidatul și să facă o leacă de shaming la ceilalți. Eu nu te-am auzit de când tu ai anunțat candidatura ta, n-am auzit în afară de a spune de rău de Chirtoacă și ce a făcut rău Chirtoacă și generalizând într-un fel despre cei care alegeau politica în loc de administrația publică, nu te-am auzit spunând ceva despre contracandidații tăi. E că deși tu n-ai vrea să câștigi Ceban, deși n-ai vrea să câștigi Năstase, hai să începem cu ăștia doi. Îți spun foarte simplu, de Andrei Năstase în calitate de primar nu am ce spune, deci pentru că omul nu a fost primar și eu nu știu viziunile sale cu privire la dezvoltarea orașului. Unica ce aș putea reproșa este că data trecută nu a luptat mai mult pentru această funcție. Nu știu, putea să vină în primărie, să așeze pe scaunul și zic că eu sunt primarul orașului. Nu, nu renunț așa de simplu. Asta post decizia judecătoriei. Dar Dumnezeu, adică, mă rog, eu nu am ce să reproșez în acest sens. Eu nu vreau să mă aleg de oameni sau să-i atac pe altă filiere decât cea care ține de dezvoltarea urbană. Dacă câștigă Năstase, pe tine te aranjează asta? Tu o să intri cu un număr, să zicem că tu iei un număr de consilier, tu intri în consiliu și câștigă Năstase primărie. Pe tine rezultatul ăsta te bucură? Eu pot să-ți spun că nici nu mă bucur, nici nu mă întristează, nici dacă câștigă unul, nici celălalt. Eu vreau să văd ce vor. Pentru Ion Ceban eu am pretenții separate pe care pot să le spun dacă vrei. Da, de ce nu vrei să fii Ceban primar? Nu, pentru că iată, ei sunt în Consiliul Municipal deja de cel puțin un mandat, deja din 2015, fracțiunea lor au făcut destul de multe lucruri pozitive pentru oraș, dar au făcut și foarte multe lucruri pentru care eu sincer nu aș recomanda la nimeni să-i voteze. Uite, la Pele, eu țin minte, dacă îmi permis, la Pele, eu țin minte, erau oameni de-al de apropiați la, cum îi cheamă, i-am uitat pe ăsta, Topală, tot felul de imperatori în domeniul imobiliar și așa mai departe. Cine sunt oamenii răi pe care ce bani vrea să-i aducă în primărie? Sau mafioții pe care ce bani vrea să-i aducă? Dar n-ați văzut lista pe SRM-ul acum la aceste lege? Încă n-am apucat să studiez, nu. Dar vreau să ne răspundă ceva. Eu nu recomand să acolo sunt oameni care au avut pe parcursul timpului mare influență în Consiliul Municipal, în perioade mai vechi, numai doamna Svetlana Popa face acolo. Fostă comunistă, mă tinc. Da, fostă președinte a fracțiunii Partidului Comuniștilor în CNC. Aha. Alți oameni de afaceri mai mari sau mai mici, lansați în primii 10, care au fost și în Consiliul actual și în celălalt. Da. Eu nu înțeleg, nu tare înțeleg care este echipa cu care Ion Ceban vrea să vină la primărie, cine promovează el, care o să fie, nu știu, oamenii pe care o să înainteze la funcții de viceprimar, de, eu știu, de înalte, chiar și în Consiliul Municipal și cine o să fie șef fracțiunii și așa mai departe. Dar o parte socialiștii în Consiliul Municipal în ultimii ani au făcut două lucruri. Au făcut populism, foarte mult populism și așa zis asistență socială pe bani publici. Okay. Pentru că, mă rog, acesta e electoratul lor. Și foarte puțin le-a păsat de dezvoltarea sustenabilă și de durabilă a orașului. Ori au colaborat cu fiecare din primari sau primari interimari care au fost acolo și au votat tot ce a fost nevoie, ori și-au căutat de interesele lor personale. Eu, de exemplu, din câte construcții din oraș au fost și la care ei au fost și au scos și garduri și s-au luptat pe baricade, toate construcțiile au fost finisate bine mersi. Impactul acestui... Pe când era foarte simplu, adică era mult mai simplu și mai eficient să urmărească adoptarea sau respectarea documentației de urbanism și să nu voteze acele puzuri în baza la care au fost construite cele. Și totuși, explic un pic, tu de ce alegi să nu fii tranșant? De ce alegi să nu ataci? Tu vorbești de tine, vorbești de echipa ta, vorbești de metodele pe care vreți să le implementați, planurile voastre la primărie. Dar de ce nu vorbești despre ceilalți Eu nu vreau să vin la primărie sau în Consiliul Municipal să fac politică și să mă sfădesc cu toată lumea. Eu aș vrea să vin să lucrez. Dar tu vrei să câștigi alegători de la ceilalți? Cu cine? Tu vrei să cucerești alegătorii celorlalți contra candidații tăi, nu?
Eu vreau ca oamenii din Chișinău să înțeleagă că dacă ei votează geopolitic sau politic, tot ce vor primi ei va fi politic și geopolitic. Pentru că dacă pentru asta votează, asta vor primi. Eu le propun oamenilor soluții clare și simple și evidente pentru problemele din oraș. Eu tare sper că agenda mea, și din câte am văzut agenda mea destul de agenda și programul meu, ideile mele de dezvoltare urbană, sunt foarte promovate și de unii și de alții, și preluate. Am văzut la Ion Ceban un program elaborarea planului de mobilitate urbană, un document care eu l-am promovat intens ultimii ani. La partea cealaltă am văzut soluții privind semafoare smart și sisteme de transport inteligent. Pe tine personal asta te supără, te indignează? Pentru că el eventual își face credit politic. Eu am început acest lucru, nu, chiar nu mă indignează, chiar mă simt cumva împlinit, pentru că eu reușesc să schimb agenda oamenilor care candidează la primărie. În 2015 noi am participat și am ajutat pe Oazul Nantoi să participe în această campanie. Da. Practic am contribuit la programul său și am băgat acolo foarte multe lucruri necesare pentru oraș. Și dacă aveau alți contracandidați pe vreme aceea programe foarte generaliste și superficiale, de genul vom construi 4.000 de locuri de parcare sau vom face 100.000 de kilometri de drum, noi am inclus acolo lucruri absolut clare și necesare pentru oraș. Unele dintre ele au fost preluate mai departe. Privind organizarea acestui forum investițional și atragerea investițiilor, elaborarea unui ghid investițional, propuneri privind infrastructura pietonală, îmbunătățirea ei, ceea ce înseamnă, iată, climatizare în transport public, într-un final s-a luat decizia de a plasa după multe, multe petiții și solicitări ale noastre. Pentru mine personal, anul ăsta eu văd încă mai multe lucruri preluate și asta mă bucură. Eu sper că atunci când vom ajunge în Consiliul Municipal și va trebui să le votăm, oamenii ăștia le vor vota și le vor accepta. Pentru mine la fel e laudabil și, cum zic, eu pot numai să mă bucur că există într-o competiție electorală oameni care nu vorbesc despre șibote bolșevică, da, despre lucruri concrete care vor să le implementeze la primărie. Dar totuși îmi vine greu de conceput cum un candidat care vrea la primărie nu foarte tare luptă în framework-ul și ala cu care noi ne-am deprins. În framework-ul și în schemele și alea în care lumea este deconspirată, în care se vorbesc despre și răufăcătorii și ceilalți și de bun aș fi eu pentru că vin în locul lor. Pentru că tu în discursul tău vorbești despre cum s-a politizat primăria, cum ei, politicienii, au politizat primăria, dar fără a da nume concrete. Hai un pic să sărim... Toți oamenii care sunt acum în primărie și în Consiliul Municipal, toți s-au ocupat politică în mare parte. Și iată de asta avem și acest Consiliu și precedentul Consiliu, divizat 50-50, 20 de consilieri pe stânga, vreo 15 de pe dreapta, vreo câțiva pe mijloc, așa nu foarte clar ce cu viața lor. Și iată avem un Consiliu în care permanent orice ședință de Consiliu se începea cu declarații și cu de-astea șchele respectiv reciproce pe criterii absolut neclare. Luați-vă pe Dodon și duceți-vă nu știu unde. Dar voi cu ghimpul partea și aia. Și iată lucruri de-astea care sunt absolut irelevante pentru tot ce înseamnă problemele din oraș. Dar după asta, aceste două forțe care făceau teatru și mai nu se băteau acolo, votau bine, mersi, tot împreună, planuri zonale de urbanism, de construcții, de repartizări și arendă de terenuri și de clădiri și tot ce vrei. Adică, iată, lucrurile astea trebuie oprite odată și odată și oamenii trebuie să înțeleagă. Da, poate în aceste alegeri noi vom lua mai puțin decât alții. Dar eu sper că va fi un exercițiu bun ca oamenii să înțeleagă poți participa într-o campanie electorală și fără a vorbi despre unirea cu România sau despre, nu știu, Sovietski Soyuz și chestii de tipul ăsta. Problemele oamenilor trebuie discutate în alegeri pentru că asta va fi baza deciziilor luate în următorii 4 ani. Victor, vreau să sărim puțin la niște întrebări din... din ceea ce a scris lumea pe net la anunțul emisiunii cu tine. Ia stai să corectez o leagă ferestruica. Dați-ne o leagă de timp, rebeatușche. Așa? Așa e bine? Sau cum? Sau așa e mai bine? Cred că așa e perfect. Să e prea mare asta.
Așa. Așa e bine? Să vedeți? Să vedeți. Da, să citiți așa frumos. Ok. Vedeți să încercăm să trecem cu așa. Ok. Hai să începem cu alea, cu mai puțin like-uri. Așadar, asta nu cred că e întrebare. Vrem pe Dorin, vrem pe Dorin, vrem pe Dorin, vrem pe Dorin. De unde are așa... Foarte bun argument. Întrebare, de unde așa costum modnei și vodolască? De la Serge Chino. Care, apropo, tot a candidat odată pentru consilier municipal. Asta e în poza de ieri. De unde costum și vodolască, Victor? De la magazin. De la magazin. Asta e după ce ai vândut Honda Jazz sau cum? Nu, până din banii care mi-au mai rămas. Nu, dar serios, uite, e că pe bune, lumea s-a agățat de asta și eu cred că bună dreptate. Honda Jazz, o mașină de 5.000 de lei, poți în Moldova să-ți cumperi mașină cu 250 de euro? Andrei, este o mașină cumpărată de la un membru de familie, de la prietena mea, care și-a luat altă mașină, un pic mai bună, și asta fiind într-o stare tehnică nu foarte bună după un accident serios, cu un motor stricat și o mașină în care eu am investit după asta ca ea să meargă, noi am decis să o reînregistrăm pe mine. Și am fost la, cum se numește, centrul ăsta de înmatriculare, la MREO. MREO, da. Da, și acolo când am schimbat plăcuțele de înmatriculare, ne-au spus scriți aici în contract valoarea tranzacției. Zic, dar noi nu avem nicio valoare, este o mașină care, iată, mi-o dă mie. Nu, voi trebuie să indicați o sumă acolo, okay, minimă. Okay. Și am indicat 5.000 de lei, pentru că asta era cea mai minimă sumă posibilă acolo. Aha. După care eu m-am gândit, de ce să scriu eu în declarație altă cifră decât cea care am pus-o acolo? Pentru că asta este cifra cu care eu oficial am cumpărat această mașină. Și dacă eu scriu, nu știu, 20.000, 50.000 de lei, pe urmă cineva poate să ridice acel document și zică, aha, e că Chiron ne-a amuzit, el în realitate a cumpărat-o cu 5.000. Deși este o mașină din 2006, care a fost într-un accident, care are caroseria foarte ruginită, care am investit 600 de euro ca să o repar, ca ea să meargă. Volan, are volan. O mașină pe care o folosesc în campanie. Respectiv, dacă vrea cineva să vadă cât costă mașina asta și care este în realitate, poate să vină orice zi să ne întâlnim în oraș. Tu vii cu mașina asta la întâlniri cu alegătorii? Da, da. Okay. Asta în da. Vă rog. Cu alta n-am. Ok, postează o poză cu dânsa pe pagină, dacă tot lumea vorbește, măcar să vedem cum arată. Are spoilere, are geamuri, are volan. Da, are geamuri, are volan. Ieri care am fost la service, nu se deschidea, nu se închidea un geam și trebuie să mă duc să repar și am mai... La cei 5.000 de lei puteți mai adăugați 500, că am plătit pentru geam. Iaca, s-o ridica. Bun. Eu înțeleg că în Moldova foarte mulți oameni când fac asemenea tranzacții indică prețul minim. Eu n-am cumpărat niciodată mașini în Moldova, să înțeleg faza asta, că lumea indică prețul minim ca să plătească mai puțin impozite de obicei. Ca judecătoarea Peti, cred că așa au cumpărat Porsche cu 500 de euro. Nu, este o diferență. Oamenii care toată viața lor, sau o bună parte din viață, au lucrat în serviciu public și au avut un salariu de, nu știu, 10.000 de lei, când au o mașină de lux de 400.000 sau de, nu știu, 50.000 de euro, atunci ei trebuie să justifice aceste venituri. Uh-huh. Eu n-am lucrat nicio zi în funcție publică. Toți banii pe care i-am făcut au fost ori din bursă, ori din consultații, ori din alte joburi pe care le-am avut. Și respectiv, chiar și să-mi cumpăr o mașină cu 50.000 de euro, eu nu trebuie să-mi justific veniturile decât completând acea declarație de PAV. Să fi avut 50.000 de euro pentru mașină, Victor, nu mai creiem noi așa, dar nu știi. Scriem numele cu litere mari. Eu, dacă sincer, Victor, până în 2019 n-am avut mașină, deși am permis din 2008. Eu circulam mereu cu transportul public, dar așa cum rudele mele, mama, sora mea trăiesc la Ștefan Vodă, eu sunt nevoit să circul des, să le mai transport pe ele, pentru că mama e bolnavă, mai des mă duc pe la spital la Chișinău. Și a fost nevoit să-mi iau o mașină care cel puțin merge. Și respectiv, iată, asta m-a motivat, pentru că prin Chișinău acum circul cu mașina e foarte strașnic. Victor, ne întoarcem la întrebări, la postarea de pe Facebook. Așadar, Mihaela Pohila îți spune frumușel. Cred că asta nu e întrebare. Marin Moraru mă întreabă, dar Dorin când? În sens când fac interviu cu Dorin. Dorin are el singur vlog, lasă el singur cu dânsul, se descurcă destul de bine. Eu am o întrebare pentru toți, referitor la termoelectrica. Lungă întrebare, hai să vedem dacă ne descurcăm. Locatarii din blocuri singuri pot da mai încet sau mai tare căldura.
se alege de obicei o bătrânică, nu neapărat foarte binevoitoare, și ea oprește căldura nu fiindcă este prea cald, ci fiindcă nu îi ajunge pensia să achite acest serviciu. Pe de altă parte, în același bloc stau familii cu copii mici pentru care e prea frig și sunt nevoiți să pună cămine. Deci în timp ce pensionarii economisesc 200 de lei, familiile cu copii mai adaugă plus 400 la factură. Prin discuții între vecini nu se ajunge la numitor comun. Dacă vrei să te deconectezi la termoelectrică, trebuie să aduni semnături la toți locatarii, că ei sunt de acord ca tu să te deconectezi. Pe aceeași foaie scrie, parafrazez, dacă dumneavoastră semnați, veți plăti mai scump pentru căldură. Câți pensionari credeți că vor semna? Nu prea mulți. Внимание, вопрос. Care ar fi soluția propusă de dumneavoastră în cazul dat, că vorbim cu Victor Chironda, pentru rezolvarea acestei probleme? Și lupul să tu și mai... Cum? Stai să mă întorc camera la tine. Se vede schema asta. Schema asta și... Da. Asta e cum să fără biliardul. Așa numai ce am desenat, această schemă reprezintă așa numita distribuție pe verticală, a apei calde și asta distribuția pe orizontală. Ok. Atunci când blocul are distribuție pe verticală, dacă închizi apa aici sau aici sau aici, ea nu mai circulă mai departe. Da. Respectiv, dacă închizi apa, închizi căldura la tot bloc. Așa era la distribuția mine la divetii pe... Exact. Da. Distribuția pe orizontală înseamnă că fiecare etaj, fiecare scară, fiecare etaj, fiecare apartament, poate să-și închidă căldura atunci când vrea el, fără să afecteze celelalte apartamente sau circuitul general al agentului termic. Ia că asta am remarcat eu în blocuri locative la Montreal. Fiecare exact. Vrea așa și reglează. Pentru asta acum, trebuie de schimbat la toți oamenii caloriferele, trebuie de introdus noi cranicuri, astăzi cheltuieli. Exact. Asta înseamnă niște cheltuieli pe tot ce înseamnă modernizarea sistemului de alimentare cu agent termic a blocului. Asta presupune niște cheltuieli, niște investiții, pentru că foarte des sistemul asta pe verticală, ea e veche de când s-a construit blocul și ba curge, ba se sparge și ineficientă din punct de vedere a distribuției căldurii. De obicei la etajul 5 sau la etajul 9 e foarte fierbinte, la etajul 1 e foarte rece caloriferul. Și ca să faci acest lucru, trebuie să modernizezi sistemul de încălzire a blocului. Plus, foarte des la distribuția asta pe orizontală, jos, la bloc, în subsol, se instalează un agregat care înseamnă un fel de cazan al blocului, care încălzește, reîncălzește apa distribuită de termoelectrică. Și atunci scăderile, deci are loc economisirea de energie electrică, economisirea de agent termic și facturile oamenilor care au făcut acest lucru la nivel de bloc pot să se reducă până la 30 sau chiar 40%. Tu ai vreo idee măcar de un interval de preț cât asta ar putea să coste consumatorul simplu? Apartament cu 3 camere, familie cu 2? Totul depinde de numărul de apartamente și de blocuri, dar noi avem cel puțin un apartament, un bloc de genul ăsta, a fost făcut la Botanica, îmi scap acum adresa exactă, dar dacă vreți o să o scriu în comentarii. Iacă mă tind că ne urmărești Sergiu Tofilat, el candidează în echipa ta, eu cred că el ar putea veni cu detalii. Dacă e Sergiu Tofilat, da, poate probabil, comentați. Da. Dar ceea ce propunem, deci asta, chestiunea asta este în programul nostru la capitolul sau încadrată în prioritatea care se numește reparația și termoizolarea blocurilor vechi, okay, prin care noi ne propunem să inițiem un program municipal. Vă dați seama că un bloc sau apartamentele nu pot fi reparate din bani publici, pentru că banii sunt tuturor, dar blocul aparține, apartamentele aparțin oamenilor privați. Da? Respectiv, ceea ce se practică în orașele europene este cofinanțarea acestor proiecte. Din anumite fonduri europene sau fonduri municipale nu contează. Okay. Deci ca să eficientizăm termic blocurile din oraș, pentru că foarte mult căldură și bani se pierd pe încălzirea cosmosului, noi trebuie să facem aceste lucruri, să asigurăm această termoizolare a blocurilor, pe de o parte, pe de altă parte să modernizăm sistemul ăsta de distribuție a căldurii, să asigurăm distribuția asta pe orizontală și instalarea acestui circuit închis secundar în blocuri. Lucrurile astea costă, dar în schimb, în termen lung, apartamentul, valoarea apartamentului în așa un bloc crește cu până la 30%, pentru că el deja este mai eficient în întreținere. La noi lumea încă nu s-a învățat să calculeze
ce înseamnă întreținerea unui apartament da. Și cât ar face el parte din postul general în termen lung. Dar mă tem că eu leac speculativ. Mă tem că speculativ să discutăm despre prețuri de apartamente, vorbind de piața imobiliară din Moldova, Vapșe, la cât ba, de ușor fluctuează prețurile și cât cum unii creează anumite bombe. Prețurile la apartamenturi da. Din Chișinău fluctuează pentru că terenul în Chișinău este gratuit. Iată de ce fluctuează, în linii generale. Uite, uite, o întrebare din diaspora. Eu, om din diaspora, am remarcat asta. Alți oameni din diaspora spuneau asta. Măr prin Chișinău, ți și lumea, că pleacă lumea din Moldova, dar să construiesc blocuri locative, nu? Și exact. Blocurile astea locative se vând la prețuri care nici de cum nu scad. Pentru că dacă s-ar mări oferta, ar trebui normal să scadă prețul. Noi avem o plecare, un fenomen care se numește emigrare din țară, dar în același timp avem un fenomen puternic care se numește emigrare internă din raioanele țării, din sate și din orașele mici, unde vine la Chișinău masiv. Am înțeles, ok. Ei caută locuri de trai. Plus, oamenii care sunt plecați peste hotare mai speră să revină și mulți dintre ei își investesc banii câștigați acolo în apartamente aici. Multe dintre ele sunt goale, dar sunt cumpărate deja. Victor, hai să încercăm să mai sărim la întrebări care au ajuns pe Facebook. Aici lumea propune să-ți cumpere Honda. Doi domni vor să-ți cumpere Honda. Sigur, și probleme. Înscriți în privat și ne înțelegem la preț. Sergiu Lazar, ia că văd că are poză și cu soția, vreți să cumpere chiar azi. Alex Hangan, cum primăria poate să ajute pe cănișorii și mățișorii vagabonzi? Dar hai repejor, să nu ne întindem prea mult. Tu ai oameni în echipa ta care s-ar ocupa cu asta? Da, eu am și, bun, nu toți din oamenii ăștia care se ocupă cu acest domeniu sunt echipa mea, dar eu colaborez cu, mai ales cu Carl Luganov și persoanele care țin la acest domeniu și îl promovează intens. Ceea ce am reușit noi recent în Consiliu să votăm acel regulament privind întreținerea animalelor de companie în oraș și acolo e prima dată în oraș când se reglementează nu doar prinderea animalelor, dar și cum stăpânii animalelor trebuie să le întrețină, cum trebuie să le prindă în public, cum trebuie să le vaccineze, să le registreze, să le caute dacă le pierd, nu să le uite de dânsele a doua zi. Aleluia. Și lucruri de tipul ăsta, inclusiv amenzi pentru stăpânii care nu respectă aceste reguli. Da, eu dacă nu țin minte, dacă nu greșesc, prin 2013 intrasem în primărie din Montreal, ca turist intrasem să văd cum arată în interior. Și era un counter, era zi de odihnă și era un counter cu unde vine lumea la prion. Și printre multe broșuri de informare, foarte multe, gen cum să sădești un copac, era și o broșură de vreo 8 pagini despre cum să ai grijă de animalul tău. Cum ajungi la urechile și ochii oamenilor? Cum ajungi la urechile și ochii chișinăuienilor? Apropo de cum îi poți să aibă grijă de animalele lor? E că voi ați adoptat această decizie. Și nu aflat despre dânsa? E adevărat, ca această decizie să fie aplicată, deja e treaba primăriei. Consiliul Municipal, într-un fel, a votat-o și ea există. Acum primăria trebuie să o aplice. Din câte am înțeles, de asta se va ocupa direcția locativ comunală. Ei încă nu au experiență în acest domeniu. Ar fi foarte bine să găsim, iată, să aducem din primăria din Montreal sau din altă parte un specialist în tot ce înseamnă gestionarea acestui domeniu, care să vii să le facă lor un fel de regulament de lucru. Dar tot e transparent. Tu doar știi că la majoritatea primăriilor toate documentele sunt publice în PDF-uri, transparente, accesibile tuturor. Pur și simplu copy-paste. Exact. Din păcate, funcționarii din primăria Chișinău, puțin dintre ei, în primul rând, caută astfel de informații. Doi, puțin dintre ei știu engleza. Și trei, puțin le pasă, dacă așa să vorbim. Pentru că așa s-au deprins să lucreze ei până acum. Dacă o să vină acum un viceprimar nou care o să le spună, băieți, iată, acesta este un domeniu de care trebuie să ne ocupăm, hai să-l organizăm, hai să găsim finanțare pentru el, hai să găsim finanțare pentru organizarea azilurilor, de exemplu, fondul de terenuri, da? Fondul de terenuri de rezervă a municipiului Chișinău există, acolo sunt terenuri care pot fi identificate unde pot fi construite aceste aziluri pentru animale fără stăpân. Primăria Chișinăului are bani pentru asta? Cum? Primăria Chișinăului are bani în buget pentru asta? Acum nu are bani. Uite, primăria Chișinăului are niște bani în buget. Nicăieri în oraș nu ai bani pentru toate cele. Banii okay. pe care ai trebuie să-i distribui în funcție de priorități. Dacă pentru oraș construcția de azil este o prioritate,
Din acele 4,5 miliarde cât o să fie bugetul anul viitor, putem să alocăm anul ăsta, să zicem, 10 milioane de lei ca să se înceapă construcția unui azil. Putem să mai găsim fonduri private care vor să, ar putea să cofinanțeze acest, acest obiectiv și să asigurăm acolo transparența și cheltuirea banilor corectă și necesară. Și atunci o să apară și credibilitatea. Agenții economici, persoanele private nu vor să se lege cu primăria Chișinău pentru că știu că tot ce o să dea ei o să se fure. Și de asta primărie, pentru primărie e foarte greu să găsească cofinanțări la astfel de proiecte. Să zicem, primăria nu are bani. Primăria poate să ofere terenul, poate să ofere niște lucrări de construcție pe care poate să le facă o întreprindere municipală, să zicem, X-Drupo. Poate să ofere reduceri de taxe sau eliberări de taxe pentru, nu știu, sau poate să le achite la acest azil apa și energie electrică. Înțeles. Dar construcția propriu-zisă poate fi făcută dintr-un fond privat sau dintr-o cofinanțare, dintr-un proiect sau dintr-un partener de investiții. Trebuie să existe credibilitate, pentru că fără asta oamenii nu vor să se puie să colaboreze cu primăria Chișinău sub nicio formă. Ion Vulpe te întreabă, să ne zică ce știe el despre fără de legile care se făceau la Air Moldova pe când lucra acolo. Tu ai lucrat la Air Moldova? Tu cunoști ceva despre fără de legile acolo? Eu am lucrat în 2013. Ce funcție aveai? Da, un an. Am fost PR manager, fix așa cum am fost, da, consultant în comunicare, să zicem. Eu mă ocupam de presă, de trimiterea comunicatelor de presă, de organizarea evenimentelor și cu managementul de acolo am avut foarte puține interacțiuni. De asta nu prea pot să vă spun despre cum acolo era expresia fără de lege de care s-au făcut. Dar eu cred că asta poate fi ușor văzut în, iată, rapoartele. Am înțeles că Parlamentul recent a publicat niște rapoarte a Comisiei privind Air Moldova, de asta cred că poate fi ușor verificat ce s-a întâmplat în acea vreme. Am înțeles. Victor, și eu cred că, nu știu, ai angajat oameni. Irina Bogheanu spune, simpatic băiat, cam sare lumea complimentele. Eu speram, sau asta e despre mine. Probabil asta e despre mine. Poate asta e despre tine. Dima Pacalo spune, cum ar putea să implice studenții din diaspora în proiectele legate de oraș? Te-ai gândit cumva, schimb de experiență? Este o idee foarte bună. Studenții din diaspora ar putea să se implice în proiectele din oraș dacă aceste proiecte ar exista. Din păcate, ele nu prea există. Iată, noi am avut recent, am inițiat proiectul de design-ul străzilor. El este pe site-ul primăriei, ghidul de design-ul străzilor. Se află acum în consultare publică. Am început elaborarea unui plan de mobilitate urbană. Am început tot ce înseamnă, era început procesul de taxare electronică și achiziționare, dar implementarea taxării electronice. Da, apropo de etichetare, că uite, întrebare, Chiertoacă promisă asta în 2012. Au trecut 7 ani de când Chiertoacă promisă asta. Deși Chiertoacă nu a reușit, dar tu asta reușești. Pentru că nu știu de ce omul ăsta nu a reușit în 10 ani să facă mai nimic, dar probabil pentru că el nu înțelegea până într-un final ce înseamnă etichetare electronică și care e sensul ei, pentru că nu este suficient să pui aparatele cele în trolebuz și lumea să facă pip pe ele. Este important, deci taxarea electronică este un instrument de evidență a banilor care circulă în transport public. Și taxarea electronică nici sub o formă nu trebuie să fie gestionată de transportator, de parcul de troleibuze sau de parcul de autobuze. Taxarea electronică este un instrument al primăriei, care primăria monitorizează fluxurile de transport și fluxurile de bani. După ce acumulează banii de la oamenii care au plătit bilete, primăria îi plătește pe acești transportatori în funcție de serviciile pe care le-au prestat ei. Pe kilometru sau pe pasager transportat sau așa mai departe. Acum primăria nu poate să vadă care sunt banii reali care circulă în transport public. Noi am avut acum, nu prea, dar mai devreme, sub celelalte conduceri ale regiei transport electric,
era foarte greu să-ți dai seama câți bani în realitate circulă în trolebuze. Nu uite, acum vor protesta șoferii de maxi taxi pentru că vor să mărească prețurile. Știi, eu primul gând care l-am auzit, da, eu sunt de acord, prețurile trebuie să fie mărite, e prea mic preț pentru călătoria. A doilea gând e, nu trebuie să existe acest mijloc de transport. Andrei, care... eu am înțeles că acest protest este unul național. Nu se referă la maxi taxiurile care lucrează în Chișinău, dar la cele care fac activitate interurbană. Aha, deși și acolo sunt foarte multe întrebări. De exemplu, ANTA, agenția asta de reglementare a transportului, eu cred că trebuie să ia măsuri inclusiv cu acest mijloc de transport. Hai să vorbim despre maxi taxi în Chișinău. Neavând mașină circulând de la Ștefan Vodă la Chișinău, și vreau să spun că nu este deloc un mijloc de transport sigur, plăcut sau confortabil. Este, deseori este mult mai strașnic decât ceea ce se întâmplă în rutierile din Chișinău. Hai să vorbim despre maxi taxi din Chișinău. Mai ales că acolo evidența de cheltuieli, venituri și așa mai departe este absolut necontrolat. Exact. Acum, de ce administratorii de rutiere sunt împotriva acestei taxări electronice? Pentru că taxarea electronică ar însemna că nu ei colectează bani. Ei sunt plătiți pentru serviciile prestate. Ok, dar atunci călătoria ar costa cât? Dispare cash-ul, înțelegi? Și dispariția cash-ului în Moldova e o foarte mare problemă. Pentru că eu nu știu cum, dar cash-ul ăsta se mai lichește de alte mâini până ajunge la destinație finală. Păi, a fost o investigație foarte simpatică, făcută de Constantin Celac, dacă nu greșesc, jurnalist Constantin Celac, a fost difuzată și la TV8 despre tot și face gașca sau fașe, și mai face, cred că, gașca și prietenul de-al de Topală, cu oameni care se întâlnesc dimineața cu șoferi, lișeri, tot felul de taxe obscure. Fără cash, deci, asta n-ar mai exista. Cum e construit business-ul cu rutierele? În anii 90, primăria nu avea capacitate să ofere servicii de transport și a apelat la agenții economice. Neștiind cum să organizeze un asemenea sistem de transport public, ei le-au dat licență de activitate și ei plătesc pe licență. Niște sume simbolice, acolo câteva vorba de câteva mii de lei pe an. Ok. Deci un fel de taxi. Ce fac ei mai departe cu banii care circulă în acest transport, numai ei știu. Care și unde sunt. Din câte eu am înțeles, la șoferul de rutiere rămâne foarte puțin, ei lucrează aproape pe zero. Majoritatea banilor se duc la proprietarii de rute. Corect. Deținătorii de aceste licențe, care sunt procurori, judecători, oameni serioși. Tu ca primar sau Consiliul Municipal, poate să spună un nu, să voteze un nu? Noi renunțăm la serviciile prestatorilor acestor... Sigur, aceste licențe trebuie să fie eliminate. Și transportul public de tip maxi-taxi trebuie înlocuit cu transport public de tip autobuze de mare capacitate. Asta este condiția numărul 1. Deci toate rutierile, toate companiile care prestează servicii cu maxi-taxi prin oraș, cu timpul trebuie să plece sau trebuie să se restructureze, să vândă rutierile, să-și cumpere autobuze. Pentru că municipalitatea niciodată, am auzit azi un candidat care a zis că va cumpăra 100 de autobuze. Ok, dar municipalitatea poate să aloce toți banii și să cumpere 100 de autobuze și după asta să nu mai aibă bani de nimic. Sau să iei un credit, așa cum a luat Chirtoacă pentru 100 de trolebuze, care e plătit până și nepoții noștri să plătească. Iată, în comentarii, Mariana Tolvanen, cred că moldoveancă din Finlanda, ne spune: introduceți căruțe, ecologic, nu ai nevoie de condiționer, plata în fân, ori îți dispare corupția. Bună metodă, Vazmina Carandaș, cum să spune. Victor, dar ne-a întrebat tot cineva în postarea de mai sus, în postarea de mai devreme, care e proiectul tău numărul 1? Iată să zicem că tu ești ales primar și până la Revelion, echipa lui Victor Chironda, după aproape 100 de zile, se va lăuda cu un proiect implementat. Înțeleg că treaba sau munca la primărie e una de sistem, sunt mai multe joburi de efectuat acolo. Dar pentru a ne ușura nouă înțelegerea, care e, că tu știi că tu ai un proiect de suflet și tu vrei primul de acela să te apuci? Care e el? Primul este așa numită, sau să zic, nu pot să zic dezvoltare, dar cel puțin întărire a transportului public. Deci tot traseul pe străzile centrale, străzile de tranzit pe care circulă troleibuze, trebuie unul să fie organizate benzi dedicate pentru acest transport și să fie modernizate sau înlocuite stațiile de așteptare. Asta poate fi făcut rapid, eficient, nu trebuie mulți bani, e vorba doar de vopsea și de
organizarea circulației rutiere, reorganizarea circulației rutiere. Mai ales că deja în primărie se află în lucru un proces de elaborare a unui, să zic, studiu sau unui draft de concept privind reorganizarea transportului rutier sau concepția de transport. Există un contract cu compania A plus S Transproiect din Sankt Petersburg, care pot face, ei au software speciale și pot face simulări de trafic și pot face aceste documente de recomandare unde și cum pot fi organizate benzile dedicate. De când există, noi avem nevoie de un transport public care să ofere oamenilor posibilitatea să circule mai rar cu mașină. De când există contractul ăsta? Din 2017 l-au semnat, nu prea au făcut mare lucru până atunci, până acum. Din păcate, direcția de arhitectură și Chișinău Proiect, care sunt direct responsabili de acest proiect, nu s-au isprăvit cu partea lor de treabă, cu acumularea informației și ei nu au ce da către Transproiect spre elaborare. Stai puțin, noi, primăria semnează un contract, trebuie să-ți bani publici, da. Doi da. Ani o direcție să scoghești și nu generează da. Date ca o companie să facă un studiu, ca voi da. Să biti. Cum să da. Zici? Și nu-i dependență arhitect, fost arhitect șef Sergiu Borozanu a coordonat acest proces, conducerea Chișinău Proiect, faptul că direcția arhitectură nu are o bază de date în GIS, deci nu există o bază de date electronică cu toată infrastructura din oraș, asta e pur și simplu rușine în secolul, în anul 2019, când GIS-ul e folosit și în grădinițe în unele cazuri, și noi nu avem la primărie o bază de date electronică care noi putem să o copiem și să o transmitem către Transproiect să facă acele modelări de trafic. Ei tot ce au e pe hârtie, ca să scoți de pe hârtie și să pui electronic o contractat o companie locală care trebuie chestia asta să o facă, iată, se pare că se ocupă de asta acum, dar asta durează. Eu am o teorie, deci, știi discuția asta veșnică dintre, cum e mai bine de citit, de pe e-book, de pe e-reader sau carte da. Adevărat care miroase a hârtie? Eu cred că oamenii de la arhitectură, de la direcția arhitecturii la Chișinău, primăria Chișinău, ei sunt îndrăgostiți din mirosul ăsta de hârtie și cerneau. Din păcate, cartea asta a hârtie nu poți introduce în soft. Și softul nu-ți poate da propuneri de modelare de trafic. Asta atunci, e deci unica soft. Diferență. Deci nu-i soft. Victor, uite, apropo de transport, Andrei Vazdautan, spune, să zicem că echipa lui se apucă de problemele comutării. Și, spre exemplu, se organizează benzi separate pentru transportul public și alternativ. Se introduc parcări cu plată și așa mai departe. În așa caz, 80% din șoferi vor panica că nu mai pot lăsa automobilul pe trotuar, pe degeaba, oriunde li se scoală, și că pe unele străzi sunt mai puține benzi, pentru că nu ar înțelege că de fapt așa e mai bine pentru toți, inclusiv pentru ei, și la fel de complicat de explicat multor șoferi de la noi că parcările cu plată rezolvă mai multe probleme, ca și cum e de explicat antivaxerilor că vaccinul de vaccinul anyway. Cum ai abordat acest problem? Da, cred că discuția cu șoferii, care că tu îți dai seama, tu spui că băi, o bandă va fi doar pentru transport public. Șoferii se indignează. Și se întâmplă? Se întâmplă o perioadă de mulți ani de ambuteiaje sau se întâmplă o perioadă de proteste și primarul cedează. Cum e în experiența celorlalte orașe? În experiența celorlalte orașe este că aceste lucruri se fac treptat și bine gândit și planificat. Oamenii în oraș au capacitatea de a se adapta și de a folosi condițiile optime de care ei dispun. Dacă în orașul Chișinău, la moment, condițiile optime sunt de a folosi mașina, da? Tot e gratuit, poți parca unde vrei, cum vrei, atunci ei o să le folosească. Dacă condițiile de transport public o să fie mai bune și omul o să poată, prima etapă ar fi ca oamenii, cel puțin oamenii care vin la lucru dimineața și pleacă seara cu mașina, cel puțin oamenii ăștia să treacă la un transport public eficient. Adică cel puțin dimineața, de la ora 8 până la ora 9, să avem o prioritate masivă a transportului public, okay, ca el să poată să aducă în centru toată lumea care are nevoie. Și asta ar descongestiona și traficul. Șoferii trebuie să înțeleagă că cât mai multe mașini în trafic, mai puține mașini în trafic, cu atât o să fie și mai simplu pentru ei, cu atât o să fie mai fluid traficul. Exact. Deci noi avem cazuri în care troleibusul transportă 100 sau mai mult de 100 de oameni, și stă în ambuteiaj în care stau 20 de mașini și 20 de șoferi, fiecare cu 6 metri pătrați. Și atunci cine trebuie să aibă prioritate? Oamenii trebuie să înțeleagă
cu timpul el să înțeleagă, pentru că lucrurile astea trebuie și explicate. Nu poți să le faci peste noapte și așa ca oamenii să panicheze. Există, este nevoie de campanii de informare, este nevoie de școlarizare, dacă vrei, ca oamenii să înțeleagă cum este structurată. Eu am văzut practicile astea în alte orașe și am văzut cum asta se face corect. Da, la prima etapă o să fie un pic neconfortabil, o să fie mai puțin benzi, de exemplu, pentru mașini, dar eu mergeam pe drum și mă uitam cum din trei benzi pe unele străzi, din cauza că unul a parcat așa, unul altfel, oricum este o singură bandă. Adică oricum e o bandă. Șoferii vor și să meargă și să staționeze. Și pe străzile de tranzit nu poți și să mergi și să staționezi. De asta pe străzile de tranzit trebuie să se circule, pe străzile mai mici trebuie să se staționeze. Asta e o distribuire elementară a funcției fiecărei străzi în oraș. Nu mai vorbesc de spații de parcare care trebuie construite de park and ride, care pot scoate presiunea de pe zona centrală, ca omul care vine de undeva de raion sau de suburbie să poată parca la marginea orașului și cu talonul ăsta de parcare să circule gratuit cu transport public toată ziua. Nu ar fi mai eficient pentru pentru o parte din oameni. Nu zic pentru toată lumea. Dacă tu vrei să te duci la piața centrală să-ți încarci mașina cu produse, asta e altă chestiune. Dar foarte multă lume dimineața la ora 8 vine în centru cu mașina, își pune mașina pe spațiul de parcare și mașina asta toată ziua ocupă un loc de parcare în centru, care e foarte scump și foarte puțin, și respectiv cei care vor să parcheze pe 5 minute n-au unde parca și să opresc prima bandă. Și în cazul ăsta, practica la toate orașele din lume este să scoți acest all-day parking din zona centrală și să le permiți să parcheze celor care au nevoie de short-term parking. Sunt niște lucruri atât de elementare în tot ce înseamnă dezvoltarea urbană, încât ele pot fi găsite ușor pe internet, sunt super explicate de mii și de un milion de ori, există ghiduri în acest sens. Am văzut orașe care au făcut asta, Copenhaga au făcut asta începând cu anii 50 și acum practic în oraș nu vezi mașini, vezi doar transport public și biciclete. Eu nu zic că noi o să ajungem la această situație, dar salutare! Victor, să mă ierți, am oaspeți în emisie. Da. Dragi telespectatori, este o chestiune pe care trebuie să tindem. E o practică normală în lume să descongestionezi, plus la toate. Închipuiți-vă așa o situație. Noi avem 200 de mii de mașini în orașul Chișinău înregistrate. Cum credeți, dacă toată lumea vrea între același timp să parcheze în centru, cât spațiu avem noi nevoie în centru ca să acomodăm aceste 200 de mii de mașini? Eu am o glumă neagră. Spate de parcat în troleibuz, Victor. Da, în stații noi avem un transport public foarte prost, noi avem o infrastructură pietonală foarte proastă și imposibil de folosit, avem imposibilitate totală de a folosi bicicleta sau transport alternativ și noi ne plângem pe faptul că suntem nevoiți să circulăm cu mașina. Păi evident că o să circulăm cu mașina dacă nu o să ne... Nu o să oferim prioritate la alt transport, la alte moduri de transport. De exemplu, am avut doi prieteni care au venit recent din Moscova, au venit cu trotinete electrice. Și ei spuneau că pot circula prin Moscova, prin zona centrală, cu trotineta electrică, la fel de eficient ca și cu bicicleta sau poate mai eficient ca și cu mașina. Nu au nevoie de spațiu de parcare, dar trotuarele sunt drepte, mașini sunt puține în centru. Asta se întâmplă în Moscova, în care 5 ani în urmă erau semi-balnei proprii. Deci lucrurile pot fi schimbate. Trebuie doar să vrei, trebuie doar să ai o leacă de răbdare și să înțelegi cum funcționează tot ce înseamnă un oraș. Pentru că lucrurile sunt un pic mai complicate decât pare la prima vedere, dar nu sunt așa de, știi, rocket science încât să nu le înțeleagă oamenii. Eu simt că totul e simplu. Nata a venit cu o întrebare. Tu de asta mă întrerup. Eu am mai de serios aici, cum candidat la primărie. Victor, eu la fel de serios. Dacă... Dar tu nu te vezi. Dă-mi. Vrei tu să da, eu am câteva întrebări. Dar eu am microfon. Sigur. Așa că eu trebuie să stau lângă tine. Hai, stai tu lângă mine. Victor. Stai. Da. Eu ca o studentă din diaspora. Așteaptă, e ca stai microfonul, vorbești eu ca o studentă din... Dar nu te vezi, e ca așa. Eu ca o studentă din diaspora. Sonia, am văzut că e menționat. Hai vino mai frate. Dar ori îl bași flamasterul în gură, ori îl scoți. Așa. Eu am câteva întrebări. Câteva. În primul și în primul rând, ca un potențial candidat la primăria Chișinău, cum crezi tu, în ce constă
cel mai important potențial turistic al orașului Chișinău. Ce este acea stafidă, magnet, care ar trebui scos în evidență, ambalat cum trebuie, promovat, pentru ca orașul Chișinău să devină atractiv pentru străini? Trebuie să fiu sincer cu voi, eu nu știu. Eu nu știu, dar eu știu că orice turist, pentru ce n-ar veni el în Chișinău, are nevoie de un transport public, are nevoie de trotuare, pentru că oamenii de obicei vor să descopere orașul mergând pe jos și nu în taxi, au nevoie de o navigație urbană eficientă, măcar în limba engleză, au nevoie de ghiduri turistice și au nevoie de această elementară infrastructură turistică. Tu vorbești acum, Victor, despre cum, dar eu te întreb ce. Tu, eu înțeleg, ca un locuitor eu înțeleg, al orașului Chișinău. Eu nu pretind că sunt specialist în toate cele. Eu cred că ar fi mult mai eficient și mult mai bine dacă tu și alți oameni care se pricep în aceste lucruri s-ar așeza și ne-ar spune nouă oamenilor care o să fim în primărie. Băi băieți, iată, asta trebuie să fie o prioritate. Iată, din asta voi puteți face o bombonică. Eu presupun, pot să presupun că astea pot fi clădirile sau centru, zona istorică. Asta poate fi piața centrală dacă să o amenajăm cum trebuie și să asigurăm un minim de decență acolo. Mai știu eu, poate să fie alte lucruri, dar nu pretind că eu cunosc aceste lucruri la 100%, dar cel puțin eu promit, în caz că o să fiu primar, să fiu deschis și să ascult toți oamenii care pricep în lucrurile în care eu nu pricep și să fac așa cum recomandă ei, pentru că nu există oameni care sunt specialiști în toate cele și eu nu sunt deloc unul dintre ei. Mulțumesc pentru sinceritate și onestitate. Următoarea întrebare. Asta e emisiunea mea, știi? Eu am câteva întrebări și te las. Mersi. Următoarea întrebare. Cât de real este ca orașul Chișinău să devină un oraș prietenos pentru cicliști? De cât timp este nevoie pentru asta? Și care este exact bugetul pe care tu îl estimezi pentru ca acest oraș Chișinău să devină un oraș prietenos cu cicliștii? Eu în 2016 am publicat un studiu în acest sens pentru Soros. Un studiu care poate fi accesat la mine pe blog, pe script, este public. În acel studiu eu am argumentat de ce orașul Chișinău are potențial de dezvoltare a infrastructurii pentru biciclete. Eu mi-am scris teza de master în acest domeniu. Am luat exemplu orașelor post-sovietice, Ljubljana și Budapesta, care în scurt timp a reușit să ajungă de la 1 sau de la 0 modal share cu bicicleta până la 10% din deplasări să fie făcute. Pentru că nu putem noi să ne comparăm cu Utrechtul sau Copenhaga sau cu Amsterdamul, dar să tindem spre un 10% din deplasări cu bicicleta, noi putem. Prima ce trebuie făcut pentru asta este să creăm aceste transee pentru biciclete și unul dintre ele eu îl văd de la Buiucani spre centru, prin Valea Morilor, prin spargerea străzii Vasile Lupu și parcului ăsta Dendrarium și conectarea spațiilor verzi între ele, ca oamenii să poată circula cu bicicleta departe de tot ce înseamnă traseele pentru automobile sau cel puțin separat de ele. Cu timpul, noi trebuie să elaborăm câteva documente, unul dintre ele trebuie să fie ghidul de amenajare a infrastructurii pentru biciclete, care să fie adaptat la orașul Chișinău și să conțină prevederi clare. Care, la noi lumea nu știe diferența dintre bandă pentru biciclete și pistă pentru biciclete. Dar care e diferența? Cum? Care e diferența? Banda pentru biciclete se organizează pe carosabil, din contul îngustării benzilor pentru mașini, și se face acolo unde nu este posibil de construit piste pentru biciclete. Pista pentru biciclete se face pe trotuar, dar din contul trotuarului, cu diferență de nivel. Nu așa cum s-a făcut la noi pe Ștefan cel Mare, cu diferență de nivel, cu separare foarte clară a acestei piste pentru biciclete. Piste, de obicei, de exemplu, sunt orașele cu infrastructură foarte dezvoltată. În Copenhaga, în Amsterdam, pistele pentru biciclete sunt numărul 1. În orașele cu infrastructură mai puțin dezvoltată se preferă, pentru că e mai ușor să o construiești, e mai ieftin, se preferă aceste benzi dedicate pe carosabil, din contul primei benzi, din contul îngustării lățimii benzilor. Noi avem benzi care au 3,
și 3,5 metri lățime și asta se face chipurile pentru securizare traficului. În realitate asta e autoban pentru automobile ca ele să poată merge cu 70 de km la oră prin oraș. Benzile în oraș pot fi îngustate și din contul acestui spațiu să fie organizate benzi pentru biciclete. Strada 31 august, după mine, e prima stradă pe care trebuie organizată pentru că se află reparații și trebuie prevăzut în proiect. Scuze-mă că eu te întrerup. Eu înțeleg că tu cunoști foarte bine domeniul. Pe mine m-ar interesa un răspuns mai scurt ca în cazul în care te faci primar, noi să avem cu ce te taxa. De cât timp este nevoie și de ce bani este nevoie ca tu să reușești să implementezi lucrul ăsta? Deci în zona centrală, hai să luăm pe bucăți, în zona centrală a orașului, prin centru, zona istorică, noi putem să organizăm o infrastructură decentă pentru biciclete în 2 ani. Okay. Cu condiția unei finanțări și a unei... Trebuie să finanțăm nu doar infrastructura, ci și expertiza. Mm-hmm. Expertiza la noi, proiectanții nu știu cum să le construiască. Eu am propus în acel studiu ca bugetul municipal să aloce 1% în fiecare an, indiferent de cât e mare bugetul, 1% să fie alocat pentru infrastructura de biciclete. Asta cam câți bani este la ora actuală? Cam 10 milioane de lei. Ok. Uh-huh. 10 milioane de lei pe an dacă noi am alocat, plus să creăm o unitate, o celulă în cadrul direcției de transport sau în altă parte, așa cum în alte orașe, o celulă care se ocupă nemijlocit de proiectare și planificare infrastructurii pentru biciclete. De asta trebuie să ocupe oamenii care pricep. Nu transportnicii sau inginerii de transport, dar oamenii care înțeleg sensul infrastructurii pentru biciclete. Cum se face? Pentru că primul criteriu ea trebuie să fie sigură. Oamenii nu trebuie să moară pe dânsa, nu trebuie să fie loviți de mașini și nu trebuie să fie... De asta sunt multe aspecte de care trebuie ținut cont. Am dar înțeles, în zona mine, centrală, în 2 ani, eu sunt sigur că putem să facem asta. Mersi. Și ultima întrebare, și te las. De ce piața centrală a orașului Chișinău reprezintă o dificultate atât de mare pentru a fi restructurată? Și dacă te-ai apucat tu să te ocupi de ea și să o transformi cu adevărat într-o piață centrală a orașului Chișinău, de cât timp ar fi nevoie și ce schimbări concrete, inclusiv financiar, sunt necesare? Eu știu de ce e așa de greu și răspunsul este ca și în cel precedent cu rutierile, este vorba de cash, pentru că acolo e foarte mult cash care nu se contabilizează sub nicio formă și ajunge, nu mai știu unde ajunge, inclusiv în scaune foarte înalte, inclusiv la Ministerul de Interne, inclusiv acolo unde oamenii ar trebui să vină să penalizeze și să facă controle sistematice, da, mă rog. Ca să elimini de acolo acest haos care se întâmplă, eu cred că cel puțin poate fi eliminat și asigurat această vânzare în jurul pieței centrale. Okay. Pur și simplu eliberarea trotuarelor de tot ce înseamnă comerț în jurul pieței. Piața este un mundru. Vrei să faci să vinzi ceva în interior. Eu nu știu dacă aici o să ne ajute cât de mult Ministerul de Interne, dar eu propun crearea unei agenții municipale de inspectare și care să aibă posibilitatea de a aplica amenzi pentru acest comerț stradal ilegal, ca să nu depindă primăria doar de poliție, pentru că poliția vedem că nu se prea face treaba, sau alte structuri ale statului care trebuie să facă lucrul ăsta. 2. Trebuie de eliminat gara centrală din zona centru. Pentru că gara și piața împreună formează adscaia smesi care se numește ea ca acest, nu știu ce, haotic. De asta există la Ministerul Economiei, din cât știu, un proiect de a muta gara în altă parte și ei sunt absolut deschiși pentru asta, dar unicii care nu vor să facă asta este primăria Chișinău și este explicabil de ce. Și 3. Trebuie eliminate piețele din jurul pieței centrale. În jurul pieței centrale noi mai avem 6 pieți. 6. Perfect legale. Cu licență, cu activitate, cu permis, cu tot ce vrei. De ce ele au permis acolo? De ce ele activează în zona aceea? Eu nu știu. Eu cred că ele nu au ce căuta acolo. Există suficient spațiu în acest oraș ca să amenajăm piețe mari, piețe specializate, piețe de haine, piețe de materiale casnice, piețe de tot ce vrei. Din piața centrală, după mine, trebuie descos tot ce înseamnă, deci să rămână doar sectorul ăsta agroalimentar,
și de dorit să fie produs în Moldova, un fel de homemade, de piață trebuie scoși acești perecupșici, oamenii care nădușă tot ce înseamnă băbuța care vine cu 10 grame de patlagele să le vândă crescute de ea acasă, ea e nevoită în mijlocul pieței unde n-ajung oameni. Și acești oameni care revând stau bine mersi la intrarea în piață și o vând de pe trotuar. Și da, o să fie niște măsuri dureroase și nepopulare, dar eu nu urmăresc rating și eu nu urmăresc să candidez la funcția de ministru sau de președinte. Nu știu, eu sincer îți spun, cel puțin în următorii 8 ani. Nu și de asta chiar dacă oamenii o să mă spui pe un loc, eu sunt gata să mă apuc să fac ordine la piața centrală. Eu sincer spun, pentru mine asta este una din problemele care mă dor. Pentru că după mine, piața centrală, strada asta Varlaam, care vine spre catedrală, au un potențial pietonal enorm. Strada și catedrala sunt două centre ale orașului, pot fi conectate, fie transformate într-un fel de zonă pietonală, dar din cauza la haosul ăsta care se întâmplă în jurul pieței centrale, nu face nimic acolo. Victor, mulțumesc mult! Eu am o sumedenie de alte întrebări, dar este interviul lui Andrei. Eu sper restul întrebărilor să le adresez celorlalți candidați. Vrei să mai dai buzna peste mine? Celorlalți candidați, pentru că din fericire mai mulți au dat acceptul să-ți ofere interviu, ceea ce este bucură foarte mult, pentru că în felul acesta noi putem și de departe participa cumva în acest proces de informare a oamenilor. Eu îți doresc succes și ce-ți mai doresc este ca în momentul în care se vor întâmpla aceste alegeri să rămâi la fel de deschis în comunicarea ta cu publicul, să nu se întâmple ceea ce se întâmpla până acum cu alții, care în momentul în care erau aleși, deveneau tot mai puțin accesibili pentru oameni. Mersi. Înțeleg. Mersi mult. Mulțumim. Acesta este Renata, reporterul nostru special de la Montreal. Victor, uite, noi ne-am distrat, mai mult de o oră cu tine și știi că după o vecerincă trebuie să încheiem și strângem gunoiul. Ultima temă care vreau să închei astăzi, o temă despre care mulți m-au rugat să te întreb, să vorbesc cu tine, sunt deșeurile. De la Bubuieci, la Țânțăreni și așa mai departe, ce face echipa lui Victor Chironda cu deșeurile din Chișinău? Cum ajungem la schimbare de mentalități, mecanisme? Cum ajungem la pașii ce menționați de unul din consilierii tăi, Eugen Kamenschik, la colectare selectivă, la prelucrarea deșeurilor? Dăm iarăși un termen, știi, ca să putem digera. Uite, noi mâine la ora 5, pentru toată lumea care vrea detalii despre asta, mâine la ora 5 cu Eugen facem un live pe Facebook despre tot ce înseamnă propuneri pentru managementul deșeurilor în Chișinău. În linii generale, situația este următoare. Noi trebuie să avem, să ne structurăm politica noastră de organizare deșeurilor ca Victor, să asigurăm câteva lucruri. Victor, doar o mică rugăminte. Vrei să-i mai dăm o șansă? Că eu mă tem că moare semnalul. De asta te mai sună încă o dată? Că eu pierd tare mult frame-uri la tine. Și Alex pierde și sunetul. Hai să încercăm. Hai, uite, stai, dă să trec în ferestruica asta. Închidem conversația și eu îți fac un redial. Prieten, scuze. Cred că s-a băgat Zuckerberg. Hai să încercăm să vedem cum o să fie acum. Eu sper că nu e internetul meu, e divin. Uite, parcă e mai bine acum, dă să încerc să revin. Da, perfect, așa, dar continuăm tema deșeurilor. Ai vrut să faci ai făcut un anunț despre ziua de mâine. Mâine faci un live pe pagina ta? Mâine la ora 5 facem un live pe Facebook. Pe pagina mea cu Eugen da mai multe detalii pe propunerile noastre. În linii generale, și acum pot să spun, mă tem că moare semnalul. Alo? La mine. Victor? Lumea n-ați vrei să votez un robot aici. Prieteni, să mă iertați, dar ceva e wrong cu semnalul. Scrie connection status is poor. Is poor. Dar asta cine oare de vină? Tu n-ai... Internetul meu era același. Poți să încerc să... Tu ești pe 4G sau ești pe Wi-Fi? Pe Wi-Fi. Îi mai dăm o șansă. Hai să mai dăm o șansă. Dacă nu o să mai facem o discuție doar despre deșeuri.
Ok, eu închid conversația și revin la tine. Amuși, oamenii buni de pe internet o să arunci cu pătlăjele noi. Dar n-a să ne meriți, noi suntem pe internet. O să-l mai sună pe Victor. Da. Ok, hai să-mi dăm o șansă. Acum e bine. Sper, da, de să închei gândul. What? Call failed. What? De ce? Raz, dva, raz, dva. Este? Este, da. Da. Ok, zici lumea chiar că e de vină. Nu, nu cred. Posibil. Continuă gândul. Așadar, o să dai mai multe detalii, mai multe răspunsuri apropo de deșeuri. Dar hai acum explică-ne nouă pe scurt. Care e planul tău în timp și în acțiuni? Ca oraș. Victor, mă auzi? Mă tem că internetul nu se înclină. Eu te aud. Eu pot să încerc să trec 4G, poate să fie mai bine? Hai, apu, dă-mi para. Eu credeam că o să înțelegi namiocul. Mă întreabă lumea aici pe, în comentarii de la live. Spune ceva despre Anastasia. Andrei Anastasia este un bărbat din Chișinău, căsătorit cu copii. Ce să spun despre Anastasia? Eu sper să fac cu Anastasia interviu săptămâna viitoare. Ia, hai să încercăm acum. Acum e mai bine, parcă. Sper. Hai. Terminăm gândul cu deșeurile. Da, ce trebuie să facem noi cu deșeurile? Deci, ca lumea să fie clar, noi la stația de depozitare a deșeurilor de la Țânțărieni am investit ca oraș foarte mulți bani. Deja eu cred că acolo e 500 de milioane în total ce s-a investit până acum. Stația ce e perfect lucrativă, ea poate să mai depoziteze acolo gunoi încă în următorii 25 de ani. Fără nicio problemă. Deci calitățile care le generează orașul pot fi depozitate acolo. Dar ceea ce vrem noi să promovăm este reducerea cantității de gunoi care se depozitează acolo. Adică, din gunoiul pe care îl produce orașul, okay, noi trebuie să reciclăm și să reutilizăm cât mai mult. Pentru asta noi avem nevoie de câteva lucruri. În primul rând, optimizarea sau modernizarea sistemului de colectare a gunoiului din oraș, ceea ce face acum o salubritate, modernizarea, instalarea acestor de colectare deșeurilor separate subterane, platforme subterane, în cel puțin în zona centrală, în zona istorică. Să nu avem aceste tomberoane deschise din care miroase și câini trag hârtii de acolo. Ok. Voi aveți vreo cifră? Cât asta ar putea costa bugetul municipal? Și de câte ar avea nevoie centrul istoric? Despre asta cred că o să prezentăm mâine, pentru că acum eu nu am toate cifrele, dar ceea ce este la moment este faptul că Chișinău cheltuie foarte mulți bani acum pentru colectarea deșeurilor. Însă colectarea asta se întâmplă într-un mod foarte stran, aproape, deci oamenii sunt trei tomberoane, hârtie, plastic, sticlă, dar mașina care le colectează le pune pe toate împreună. Normal. Și le duce la o stație, există un proiect pilot în Chișinău care le sortează. Dar este totalul deșeurilor din oraș. Noi foarte multe lucruri. Victor, mă tem că o să pierd firul la ceea ce spui tu. Știi ce idee am eu? Și că mi-a sugerat-o cineva. Poate eu pun poza cu tine și tu termini gândul și noi încercăm să ne sunăm fără video. Uite, e ca așa să încercăm să facem. Stați că e prea mare Victor. E ca îl pun aici pe Victor. Să nu credeți că vorbesc cu altcineva. Victor, dacă mă auzi, eu încerc să disable your video. Stingeți video și să încercăm doar cu sunetul să vorbim. Da, am închis. Ok, hai să terminăm gândul ăsta, că eu mă tem că calitatea la internet o să mănânce din calitatea emisiei.
și lumea nu o să culeagă mare folos din discuția noastră. Ce trebuie să focusăm eforturile este pe separate și reciclării, în primul rând, ca să reducem volumul gunoiului depozitat. Noi nu avem ce să facem cu gunoiul altceva la moment decât să-l depozităm. Nu putem să-l exportăm, nu putem să-l ardem, nu putem să-l... Deci să facem altceva, să fie depozitat la gunoiște. Nu epuizăm rapid capacitatea gunoiștii, noi trebuie să ducem acolo doar gunoiul care sub nicio formă nu mai poate fi reutilizat. Asta se încearcă acum. Primăria încearcă să facă acest proiect de colectare separată a gunoiului, dar aici sunt layere, să zic, sau domenii în care trebuie de lucrat și unul dintre ele este informarea populației. Am înțeles. Informarea populației. Da, și informarea și trăirea populației. Este metode care se practică inclusiv în, nu știu, orașele europene, americane, dar în același timp și municipalitatea să fie mai responsabilă în ce de care pentru că la moment ți-am spus că noi chipurile avem care separată, dar în realitate ea nu este. Victor, eu cred că suntem nevoiți să încheiem aici, dar eu tare îți mulțumesc pentru timpul tău, îți mulțumesc că am avut să discutăm mai mult de o oră. Poate reușim să discutăm și în tur 2, de znai, vorba poetului. Eu ți-aș dorești mai bine, succes, ascultă unele din sfaturile celor de pe online care spun să te promovezi mai agresiv. Lumea zice că te cunoaște de pe internet, dar e ca oamenii de rând care nu prea o dau cu internetul, nu prea o auzit din numele tău. Poate mai lucrez la imagine, vorba și aia. Pe asta noi avem nevoie de donații. Noi colectăm, intrați pe site-ul chironda.media și scrieți-vă sau contribuiți financiar campania noastră dacă ne țineți. Tomu, ai mai generat un vzrâv. Ai generat un vzrâv în mentalitățile unora care nu înțeleg cum poți să-i donezi bani la cel care vrea să fie primar. Tu... Dacă ai Honda Jazz, gata de mai ai bani și primar. Dar da, ar fi ideal să ajungem în momentul în care democrația din Republica Moldova și partidele la oaltul cu numele candidaților care sunt acolo să fie liberi, să bagi cuvântul donați și oamenii să înțeleagă că donațiile lor de fapt construiesc cea mai mare parte din banii care cu care se finanțează acești candidați. Victor, numai bine. Nu am un partid în spate, nu am sponsor, de asta oamenii care mă susțin pot să mă ajute. Numai bine, succes, mersi încă o dată pentru că ți-ai făcut timp și ai discutat cu noi. Mulțumesc vouă, Andrei. Pa, pa, numai bine. Tocmai am discutat cu Victor Chironda, candidat la primărie municipiului Chișinău. Eu nu știu cât e și număr el în buletin, dar îl găsiți cu F9, Chironda, în buletin. Mulțumim tare mult celor care au avut răbdare și au urmărit acest podcast audio până la final, ca găvăriță. Mâine... Dacă totul merge bine și avem internet și fetele întâmplător nu conectează tot felul de Netflix-uri și Snapchat-uri atunci când vin de la lecții. Apoi urmează să discutăm cu domnul Țicu, Octavian Țicu. O zis da, dar da din partea lui Octavian Țicu încă nu înseamnă un da categoric pentru că e diznai și a să apară. Dumnealui a găsit loc în calendar pentru noi, dar o zis că așa e perioada mușerbintic, poate să apară multe alte lucruri. Vă reamintesc, astăzi am discutat cu Victor Chironda, candidat la primărie, într-o zi în care o leacă ne-am închedicat de știri precum validarea mandatului de primar al lui Andrei Năstase sau readmiterea lui Ruslan Codreanu în cursa electorală la primărie. O zi destul de colorată și șerbințică. Ne auzim mâine cu un live pe Lumina și ne auzim vineri cu un live pe internetul grește alături de NATO. Vă pup, vă cuprind, mulțumesc tare mult celor care dau un like, dau un share, comentează la aceste video dacă n-am reușit să dau peste întrebările voastre. Mă rog de mă iertați, dar să încerc să citesc asta după emisie și un mare mulțumesc și plecăciuni celor care susțin emisiunea Lumina financiar pe patreon.com/fedot sau cu o donație pe contul de PayPal la emisiunea.lumina@gmail.com. V-am pupat, v-am cuprins, numai bine, seara liniștită, somn ușor, bye-bye! Mulțumesc și eu dumneavoastră tuturor care au fost aici foarte activi, ne-au susținut prin lozinci, cu prezența, dar și celor care au întins această horă frumoasă aici, acestor minunați copilași.